arată nimicul? Pare o întrebare paradoxală, nu-i așa? E bine, oamenii de știință și-au adresat aceeași întrebare, iar curiozitatea i-a împins până la a efectua un experiment ca să vadă vidul. Au luat o cutie, au scos tot conținutul, au golit-o de atom, de subparticule, de tot. Și apoi au măsurat vacuumul, nimicul, printr-o simulare computerizată extrem de puternică și folosind cele mai noi teorii ale fizicii cuantice. Iată ce au găsit ei. Deci așa arată nimicul. Cercetările științifice demonstrează că acolo unde ar trebui să fie spațiu gol, vacuum, este de fapt mișcare. Există un fluid, o substanță, un câmp care bolborosește și fluctuează continuu. Nimicul acesta vibrează. Descoperirile științifice de până în prezent arată că, de fapt, aceste câmpuri, denumite generic și câmpuri cuantice, reprezintă elementele de bază care formează universul și pe fiecare dintre noi și nu particulele, materia, masa, așa cum știam noi până acum. Ce influență are asupra vieților noastre? Schimbă total înțelegerea despre cum funcționează realitatea și mai mult, ne spune că noi oamenii suntem niște ființe creatoare și răspunzătoare de propria viață. Dr. Joe Dispenza afirmă că în aceste câmpuri cuantice există posibilități infinite, adică și cea în care ai tot ce-ți dorești. Dar cum să faci să o transformi și să o experimentezi în viața ta? Răspund la această întrebare în cele ce urmează. Rămâneți cu mine, merită! Bună tuturor! Ce mai faceți? Sper că sunteți bine! Am doi magneți și încep să-i apropie unul de celălalt, însă, ia uite, nu reușesc. Simt aici o forță care pur și simplu nu mă lasă. Dacă îi întorc invers, s-au lipit. Sunt convinsă că mai toți dintre voi vor spune, haide Gabi, asta e de școală elementară. Probabil, cei mai mulți știu că un magnet are doi poli, da? Un pol nord, un pol sud. Și dacă apropiem doi magneți cu același pol, se manifestă forța de respingere, da? Iar cei cu poluri diferite se atrag. Este atât de firesc încât nici măcar nu ne mai gândim. Întrebarea mea este, vede cineva forța asta? Nu se vede. Deci nu o văd, nu o miros, nu o aud, nu are gust, nu o pot pipăi, dar o simt. Știu că există pentru că o simt și pentru că văd efectul de respingere, nu? Și de atracție. Spațiul dintre cei doi magneți este gol. Însă, de fapt, aici se formează ceea ce noi numim câmpul magnetic. Teoria aceasta aparține omului de știință englez Michael Faraday și datează de vreo 200 de ani. Faraday a făcut experimente despre electricitate și magnetism și a statuat ideea existenței câmpurilor electrice și magnetice, considerată una dintre cele mai revoluționare și abstracte idei din istoria științei. Nouă ni se pare extrem de normal acum, pentru că ne-am obișnuit cu asta. Însă, prin descoperirile sale, Faraday a introdus practic ideea de câmpuri. Schrödinger, Heisenberg, Einstein, ca să citesc doar câțiva oameni de știință care au urmat, au ajuns la concluzia că, la scară microscopică, lumea este mult mai misterioasă decât ne-am putea imagina. Și astfel s-a născut teoria mecanicii cuantice, care studiază câmpurile cuantice. Această teorie a determinat dezvoltarea puternică a tehnologiilor. Telefonul mobil, calculatorul, energia nucleară, dar schimbă dramatic înțelegerea și cunoștințele noastre despre cum funcționează realitatea. David Tong, profesor de fizică teoretică de la Universitatea din Cambridge, spune că electronii care constituie atomii din corpurile noastre și din întregul univers nu sunt elementele de bază, fundamentale. Electronii din trupurile noastre sunt unde ale unui același câmp energetic, așa cum valurile unui ocean aparțin în fond oceanului. Elementele de bază care formează universul sunt aceste fluide, de care vă spuneam la început, denumite câmpuri cuantice. Dr. Joe Dispenza definește câmpul cuantic ca fiind un câmp invizibil de energie și informație,
care există dincolo de spațiu și timp. Îl mai denumește și câmpul unificat, câmpul inteligenței sau al conștiinței. Acest câmp nu are nicio componentă fizică, materială și nu poate fi perceput prin intermediul simțurilor. Dr. Joe Dispenza este de părere că există o inteligență care se auto-organizează, reprezentată de o energie ce guvernează ordinea tuturor universurilor și galaxiilor. Unii oameni ar putea spune că această idee nu prea are de-a face cu știința, însă răspunsul lui Dr. Joe Dispenza este următorul. Ce urmează după o explozie? Ordine sau dezordine? Dezordinea este cea care urmează întotdeauna. Și dacă este așa, de ce după Big Bang, cea mai mare explozie care a avut loc vreodată, s-a creat atât de multă ordine? Trebuie ca o formă de inteligență să fie organizată atunci energia și materia, dându-i o formă și unificând toate forțele naturii, astfel încât să creeze o asemenea capodoperă. Acea inteligență este reprezentată de câmpul cuantic sau câmpul unificat. Pentru a înțelege mai bine, Dr. Joe Dispenza propune următorul exercițiu. Imaginează-ți că ai scoate din ecuație toți oamenii și toate ființele de pe pământ, toate animalele și plantele, toate obiectele fizice, atât cele naturale cât și cele create de om, toate continentele, oceanele și chiar planeta în sine. Imaginează-ți apoi că ai scoate din ecuație toate planetele, toți sateliții și corpurile cerești, inclusiv soarele. Apoi imaginează-ți că scoți toate sistemele solare din galaxia noastră și toate galaxiile din univers. Imaginează-ți că nu ar mai exista aer, că nu ar mai exista nici măcar vreo lumină pe care să o poți vedea. Nu ar exista decât întunericul, vidul, câmpul, punctul zero. Imaginează-ți nu doar că nu există nimic material acolo, ci și că pătrunzând în această lume, în stare imaterială, fără a avea un corp fizic, ești lipsit de simțul vizual, de capacitatea de a auzi, simți, mirosi sau gusta. Ești complet lipsit de simțuri. În sfera cuantică nu poți exista decât sub formă de conștiință. Singura modalitate prin care poți experimenta această sferă este conștientizarea, nu simțurile. Și întrucât conștiința ta înseamnă conștientizare, iar conștientizarea înseamnă atenție și receptivitate, în momentul în care te afli dincolo de lumea simțurilor, atunci când acorzi atenție energiei câmpului cuantic, conștiința ta se conectează la frecvențe mai înalte și la niveluri complexe de informație. După cum arată cercetările științifice, câmpul cuantic nu este vid, ci dimpotrivă este un câmp infinit care emite frecvență și energie, iar orice frecvență este purtătoare de informații. Câmpul cuantic este plin de cantități infinite de energie care vibrează dincolo de lumea fizică a materiei și dincolo de simțurile noastre, iar energia aceasta este disponibilă pentru a o folosi, pentru a crea. Ce anume putem crea? Ei bine, asta depinde de fiecare dintre noi, deoarece câmpul cuantic este starea în care există toate posibilitățile. Când pătrunzi în acest spațiu nesfârșit al conștientizării, nu mai există corpuri, nu mai există oameni, obiecte, spațiu sau timp. Există, în schimb, un număr de posibilități necunoscute, disponibile sub formă de energie. Atunci când nu mai acorzi atenție corpului tău, nu mai ai acces la simțuri, nici nu mai ai nevoie de ele, devii acorporal. Când renunți la identitatea ta materială de părinte, partener, frate, soră, prieten, muncitor sau de membru al unui domeniu de activitate profesională, al unui grup religios, partid politic sau al unei națiuni, nu mai ai rasă, sex, orientare sexuală sau vârstă. Când nu mai acorzi atenție obiectelor și locurilor din mediul fizic, te vei afla în nimic și vei fi nicăieri. Dacă nu mai acorzi atenție timpului linear, care are un trecut și un viitor, vei fi atemporal. Te vei afla în eternul moment prezent, în care toate posibilitățile din câmpul cuantic sunt valabile. Și pentru că
nu te mai identifici cu lumea materială și nu mai ești conectat la ea, nu mai încerci să influențezi materia prin intermediul materiei, te afli dincolo de materie, în imensa bezna a câmpului unificat, unde nu există nimic material. Atenția și energia ta se manifestă într-un câmp necunoscut, unde nu există decât frecvențe invizibile purtătoare de informație, de conștiință. Cu cât poți petrece mai mult sub formă de conștiință în cadrul acestui câmp al posibilităților infinite, deci fiind conștient că existi în mod conștient în acest spațiu negru nesfârșit, fără să-ți concentrezi atenția asupra corpului, lucrurilor, oamenilor, locurilor sau momentelor, cu cât vei investi mai multă energie în necunoscut, cu atât vei reuși să creezi noi experiențe sau noi posibilități în viața ta. Aceasta este regula. Accesul în câmpul cuantic nu poate fi realizat cu trupul, în stare materială, ci acorporal, imaterial. Doar sub formă de conștientizare, de gând, lăsând în urmă tot ce ține de lumea materială și trăind în prezent. Ce înseamnă asta? Că îți înfrângi dependențele chimice față de emoțiile care îți conduc gândurile. Adică nu mai acorzi atenție lumii tridimensionale a materiei, ci îți concentrezi atenția asupra energiei, asupra posibilității. O astfel de experiență produce modificări semnificative în creier. De ce? În primul rând pentru că te percepi ca fiind dincolo de lumea materială, unde nu există niciun pericol din exterior pe care să fii nevoit să-l anticipezi. În felul acesta, partea creierului responsabilă cu gândirea, respectiv neocortexul, locul minții conștiente, își încetinește activitatea, cum am spune, se relaxează. Când trăim în stres, undele cerebrale se activează haotic, creierul își pierde echilibrul și, în consecință, corpul nu poate funcționa eficient. Încercăm să controlăm și să prezicem toate aspectele vieții, devenim excesiv de concentrați, iar atenția trece de la o persoană la alta, de la un obiect la altul, la un loc anume, un timp anume, activând astfel diferite rețele neurologice aferente persoanelor, obiectelor, locurilor și timpului pe care noi le cunoaștem. Aceste rețele neurologice nu se mai activează însă atunci când pătrundem în câmpul cuantic, când conștiința se îndepărtează de la perspectiva asta limitată și se îndreaptă către o perspectivă amplă, în care devenim conștienți de vastitatea acestei bezne infinite de energie și informație. Și atunci creierul nostru începe să se schimbe. Sectoarele lui diferite, care cândva erau divizate, încep să se unifice și să se îndrepte către o stare coerentă, integrală. Diferitele rețele neuronale se sincronizează, se organizează și se integrează. Când creierul devine coerent, noi devenim coerenți. Când creierul este ordonat, noi suntem ordonați. Când el funcționează cum trebuie, noi înșine funcționăm cum trebuie. Altfel spus, când creierul începe să funcționeze în mod holistic și noi începem să ne simțim mai întregi. A doua schimbare prin care trece creierul atunci când pătrundem în sfera cuantică este aceea că undele cerebrale se modifică. Trec din starea beta cu frecvență înaltă, asociată de obicei unui nivel ridicat de stres, la undele coerente de frecvențe joase, de tip alfa și teta. Ce înseamnă asta? Că centrul conștiinței noastre nu va mai fi în cortex, ci în mezencefal, creierul limbic, iar acolo se va conecta cu sistemul nervos autonom, adică sistemul de operare subconștient al omului. Această parte este responsabilă pentru digestie, secretarea hormonilor, reglarea temperaturii corporale, controlul zahărului din sânge, menținerea ritmului cardiac, producerea anticorpilor care combat infecțiile, refacerea celulelor distruse și pentru multe alte funcții asupra cărora majoritatea savanților cred că nu deținem niciun control conștient. Practic, sistemul autonom este cel care ne ține în viață, iar funcția lui principală este aceea de a crea ordine și de a menține echilibrul creierului și al organismului. În momentul în care devii conștiință și modifici frecvențele undelor cerebrale,
intervine sistemul nervos autonom, atunci poți experimenta miracole. Unii dintre voi vor spune probabil, bine, bine, dar cum? Cum putem face toate acestea? Este nevoie de o intenție clară și de o emoție superioară puse în practică prin acțiune. Trebuie să-ți fie foarte clar ce anume vrei să creezi, devenind cât mai specific despre ceea ce-ți dorești. Gândurile care determină intenția constituie o sarcină electrică care se eliberează astfel în câmpul cuantic. Apoi această intenție trebuie combinată cu o emoție superioară, cum ar fi dragostea, recunoștința, inspirația, bucuria, acele sentimente trăite din toată inima. În momentul în care îți manifesti intenția, trebuie să explorezi sentimentul pe care îl anticipezi că îl vei avea atunci când intenția se va materializa, după care să trăiești acel sentiment înainte de a avea experiența propriu-zisă. Emoția superioară reprezintă sarcina magnetică pe care o eliberezi în câmpul cuantic. Intenția, sarcina electrică, împreună cu emoția, sarcina magnetică, formează câmpul electromagnetic, iar acțiunea este cea care ne conectează la câmpul unificat, la câmpul cuantic. Să nu uităm, posibilitățile din câmpul cuantic există doar sub forma frecvențelor electromagnetice, informaționale, și nu le putem percepe prin intermediul simțurilor, ca materia. De aceea este firesc ca acest nou semnal electromagnetic pe care îl emitem să atragă acele frecvențe electromagnetice din cadrul câmpului cuantic cu care suntem în concordanță din punct de vedere vibrațional. Altfel spus, atunci când apare o concordanță vibrațională între energia ta și orice fel de posibilitate existentă deja în câmpul unificat, vei începe să atragi o nouă experiență în viața ta. Posibilitatea va veni singură la tine, iar tu nu trebuie să depui efort extrem pentru a atrage lucrurile care ai vrea să ți se întâmple, adică nu mai trebuie să schimbi materia prin intermediul materiei, ci îi permiți unei minți superioare, conștiinței câmpului unificat, să organizeze evenimentul dorit de tine. În esență, înlături singur piedicile din cale. În 1986, un cercetător francez, dr. René Peuc, a făcut un experiment prin care a demonstrat puterea intenției în cazul unor pui de găină care tocmai ieșiseră din ou. De obicei, când ies din ou, pui își urmează mama, se atașează de ea și merg după ea. Dar dacă mama nu e acolo, se atașează de primul obiect aflat în mișcare pe care îl întâlnesc. De exemplu, dacă primul lucru pe care îl vede un pui de găină este un om, puiul îl va urma. Pentru studiul său, Peuc a construit un model special de generator de evenimente aleatorii, un robot computerizat, care se întorcea din când în când la 180 de grade în mod complet aleatoriu, în timp ce se deplasa într-o arenă, virând jumătate de timp la dreapta, jumătate de timp la stânga. Pentru control a fost înregistrat mai întâi tiparul de mișcare al robotului în timp ce se deplasa în arenă, fără să fie aduși puii de găină. S-a stabilit că robotul parcurgea în mod egal cam toată suprafața arenei. Apoi pe ochi, i-a adus în arenă pe puii proaspăt ieșiți din ou. După cum era de așteptat, aceștia s-au atașat de robot, ca de propria mamă, și urmau robotul peste tot în arenă. Mai apoi, puii au fost scoși din arenă, mutați într-o cușcă aflată într-o parte a arenei, de unde puteau urmări robotul, dar nu se puteau îndrepta spre el, pentru că era în cușcă. Ce credeți că s-a întâmplat? Ceva uimitor, extraordinar. Robotul nu s-a mai deplasat pe întreaga suprafață a arenei, ci a rămas în jumătatea de arenă din apropierea puilor. Adică intenția puilor de găină de a fi mai aproape de închipuita lor mamă a influențat mișcările aleatorii ale robotului. Deci cum? Niște pui de găină au influențat mișcările unui robot computerizat? Dacă asta este posibil,
îți dai seama ce poate face fiecare dintre noi pentru a-și atrage viitorul dorit? În câmpul cuantic unificat există toate posibilitățile, iar tu îi dai viață celei pe care ți-o dorești prin atenție și intenție. Poți fi un om prosper, un om sănătos, un om bogat, poți trăi experiențe mistice, poți atrage o slujbă nouă, poți să rezolvi o problemă cu care te confrunți în viață. Toate aceste posibilități există ca potențial electromagnetic în câmpul cuantic, însă nu le poți experimenta prin intermediul simțurilor, pentru că ele nu există în spațiu și timp, ci doar sub forma energiilor, implicit a frecvențelor purtătoare de informație. Cea mai bună formă prin care putem reflecta asupra intenției și a emoției este meditația. Prin meditație putem pătrunde cu succes în sfera cuantică și deveni acorporali, apersonali, imateriali, aspațiali, atemporali și putem îmbunătăți undele cerebrale ale creierului. Ne întoarcem astfel spre interior și suntem prezenți într-o conștiință care se află mereu în noi. Din momentul în care ne aliniem acestei conștiințe omniprezente, la fel cum am privit-o într-o oglindă, la fel ne privește și ea. Ea poate să reflecte exact ceea ce demonstrăm că ne dorim. Cu cât rămânem mai mult în acest loc lipsit de materialitate și ne investim atenția și energia în el, cu atât ne apropiem mai mult de câmpul unificat, câmpul posibilităților infinite. Dr. Joe Dispenza are o meditație în acest scop, se numește chiar Meditația pentru conectarea la noi posibilități. Scrieți-mi în comentarii dacă sunteți interesați de o astfel de meditație și voi realiza un video în care să vă prezint concret și practic. Eu mă opresc aici. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut asta până acum. M-aș bucura foarte mult. Vă aștept în videoul următor. Până atunci, rămâneți sănătoși și în pace!